O mică afacere PFA este o afacere specializată care funcționează la domiciliul proprietarului, oferindu-i servicii profesionale într-un anumit domeniu. Avantajul este că proprietarul poate lucra de acasă, dar există și constrângere administrative și legale de înregistrare și autorizații necesare. Salutare tuturor! Am tot primit întrebări legate de firma mea micuță cu imprimeuri din Germania. Despre care sunt procedele deschiderii unei firme cu imprimeuri? despre unde și cât costă și dacă se merită. De aceea vreau să vă fac acest videoclip despre cum să-ți deschizi o firmă mică de acasă, unde trebuie să te duci să-ți deschizi firma PFA sau Klein Gewerbe de acasă în Germania, care este taxa și ce costuri intervin și nu în ultimul rând dacă se merită sau nu. Sfaturile mele fiind de asemenea de ajutor în orice domeniu prestat ca Klein Gewerbe în Germania. Trecem la numărul 1. Cum să se deschizi o firmă mică de acasă? După cum mulți dintre voi mă urmăriți, eu vă prezint pe canalul meu tehnici de imprimare textilă, ceramică, sublimare și așa mai departe. Am început cu o presă 8 în 1 și cu o imprimantă, după care m-am extins cât m-a ținut buzunarul. Bineînțeles, apare mereu ceva nou, dar ceea ce lipsește optimizez prin idei fără investiții. Gen cum ați tot văzut prin videoclipurile mele. Dacă dispui de un anumit buget, poți începe o firmă sau cum se zice pe germană Kleingewebe în diferite afaceri. Dar ideea este, sau mai bine spus secretul este, să faci asta din pasiune, ca un hobby. De exemplu, eu personalizez textile din hobby, dar poți să ales și alte teme, ca de exemplu, Servicii de contabilitate și consultanță fiscală, dezvoltare de software și servicii de programare, design grafic și servicii de marketing online, traduceri și interpretare, fotografie și producție video, servicii de arhitectură și design interior. Există o varietate mare de idei pe care poți să le pui în aplicare și care în Germania sunt foarte bine plătite. Acum, bineînțeles, depinde de tine dacă este ceea ce cauți tu și dacă te pricepi. Unde trebuie să te duci să-ți deschizi o firmă PFA sau Kleingewerbe, cum se zice pe germană? Pentru a înregistra o firmă PFA Kleingewerbe, mica afacere online de acasă în Germania, urmează acești pași. Asigură-te că tipul de afacere pe care dorești să-l desfășori este permis în Germania. Menționez că nu orice activitate este permisă în cadrul Kleingewerbe, trebuie să ai mare grijă. Verifică dacă trebuie să obții permisiuni sau autorizații speciale pentru afacerea ta. De exemplu, în funcție de natura afacerii tale, este posibil să ai nevoie de autorizații de la autoritățile de reglementare, cum ar fi autoritățile de sănătate sau de mediu. De menționat în cazul afacerii mele, nu am avut nevoie de autorizații speciale deoarece îmi desfășor activitatea doar online. Înregistrează-ți afacerea la primăria sau pe germană Rathaus din orașul sau regiunea ta. Dar atenție, este valabil doar pentru Klein-Gewbe sau mai bine zis PFA. Pentru o firmă în toată regula sau mai bine zis Gewerbe. Trebuie să vă duceți la GVP amt sau pe românește biroul de afaceri și Comerț. de asemenea, în unele landuri din Germania este posibil să poți face acest lucru complet online. Dacă te încadrezi într-un anumit criteriu online, ca și în cazul meu, formularul completat la primăria din orașul dumneavoastră de reședință se trimite automat de către primărie la finanța sau biroul de impozitare pe română pentru primirea unui număr fiscal. Dacă ai activități multiple online, atunci trebuie să solicitați un număr de identificare fiscală, noma, de la Biroul de Impozitare Finanțământ. Acesta poate fi de asemenea realizat online. De asemenea, nu amestecați două conturi bancare într-unul. Cel mai bine este să deschizi un cont bancar separat pentru afacerea ta. Este important să te asiguri că toate documentele necesare sunt completate corect și că ai respectat toate cerințele legale administrative pentru afacerea ta. Ca idee, ar putea fi util să consulți un contabil sau un avocat specializat în domeniul comercial german pentru a te ajuta cu acest Proces. Care este taxa și ce costuri intervin la Kleingewebe? Aceste costuri și taxe pentru înregistrarea afacerii variază foarte mult în ce land al Germaniei vrei să-ți activitatea. Cu toate astea, taxele variază între 10 și 65 de euro. Kleingewebe este o afacere fiscală specială pentru micile afaceri din Germania, care se implică în principal pentru companiile cu venituri anuale până în 22.000 de euro. Iată principalele taxe și costuri asociate cu Kleingewebe. Impozitul pe venit. Kleingewebe trebuie să plătească impozitul pe venit, care variază în funcție de venitul anual al companiei. În general, impozitul pe venit este calculat pe baza venitului net, venitul total minus cheltuielile de afaceri. Dar atenție aici! Dacă ai și un loc de muncă stabil, se pune și acela ca venit net, pe lângă cei maxim 22.000 de euro, pe care îi poți face cu firma micuță. Cu toate astea, dacă venitul depășește această limită, atunci trebuie să se înregistreze și să se plătească TVA. Aveți mare grijă. Și aici vreau să atrag atenția celor care își deschid Kleingewebe aici să nu impoziteze și să nu perceapă TVA de la clienți chiar dacă la achiziția materialelor proprii trebuie să plătești TVA. Este foarte important. Alte cheltuieli. Există și alte cheltuieli asociate cu conducerea unei afaceri, cum ar fi costurile de înregistrare, cum am zis mai sus, și de întreținere a unei companii costurile de contabilitate și consultanță, costurile de publicitate și marketing și alte cheltuieli legate de operațiunile de zi cu zi ale unei afaceri. Exemplu, aplicația în care îmi țin contabilitatea costă 12 euro pe lună, consumabilele și programele din care lucrez undeva la 50 de euro pe lună, pentru livrări de HL ul de exemplu, și așa mai departe. Costuri necesare, zic eu. Ultimul punct, se merită sau nu? Vedeți voi, în funcție de ceea ce prestezi ca Kleingewebe, există avantaje și dezavantaje. În cazul meu, de exemplu, lunile premergătoarele vacanței și sărbătorilor de iarnă este cea mai profitabilă. Iar în polul opus, lunile în care este vacanța de vară se încadrează în cele mai slabe luni. Calculat, să zic, pe lună mi-asigur un mini-job, dar părerea mea este că nu se poate trăi din asta. Cu siguranță se poate, dar eu țin o barieră în ceea ce privește vânzările și mulțumindu-mă cu atât. Sunt și luni în care nu am profit și mă gândesc, băi, de ce mai am firmă deschisă? Pe de altă parte, sunt luni în care mă bucur în desfășur hobby-ul, producând și am un venit din asta. Fapt care vreau să trag o concluzie. Transformă-ți hobby-ul în afacere. Vă las un videoclip în comentariul fixat cu o idee de afacere pentru dumneavoastră în secțiunea comentarii. Ca idee! Dacă v-am fost de ajutor, m-ar motiva un like și din partea dumneavoastră. Și dacă te atrage ideea imprimatului textil, lasă-mi un abonament și activează și clopoțelul ca să nu pierzi niciun videoclip nou. Pentru eventuale întrebări, în caz că nu am specificat tot, aveți secțiunea comentarii deschisă. De asemenea, vă las un videoclip informativ despre necesarul începerii unei afaceri cu imprimare textilă aici sus și ne vedem acolo. Vă doresc toate cele bune și de Wiedersehen!